Agenția France Press chestionează mai mulți experți occidentali în domeniul serviciilor secrete în cazul asasinării Dariei Dugina. E o ipoteză considerată deopotrivă posibilă și puțin probabilă, comentează agenția de presă. În cazul că ar fi putut să o facă, am fi putut transfera 400 de grame de TNT în Rusia? Teoretic da, am fi putut fabrica o bombă. Da, afirma pentru AFP un înlar responsabil din serviciile secrete ucrainiene, sigur sub rezerva anonimatului. Dar la ce bun? Nimeni în Ucraina nu știe cu adevărat cine e Dugin. Cine ar ști de fica lui? Să o omori? N-are sens, spune el. De la anexarea peninsulei Crimea de către Rusia în 2014, Ucraina a avut timp să dezvolte rețele clandestine de rezistență pe teritoriul țării vecine, scria FP. Kievul beneficiază de asemenea de consiliere americani și britanici, dar pentru un astfel de proiect erau necesare acțiuni de recunoaștere de urmărire a țintei, de aducere pe teren a unei echipe. O singură persoană nu putea să răspundă și de recunoaștere și de partea operațională, mai spun experții. Cei intervievați de AFP mai arată că asasinarea fiicei unei personalități care în mod cer se pronunță în sprijinul președintelui Putin, dar nu neapărat foarte influentă, servește cauzei liderului de la Kremlin. De fapt, poate provoca un puternic sentiment de respingere care ar alimenta, dacă e nevoie, justificările pentru o mobilizare generală în Rusia. Nu exclud ca Dugina să fi fost ucisă de ruși pentru a dezvolta războiul în Ucraina într-un mod neconvențional, afirmă sub anonimat un oficial din serviciile franceze de informații. Un asasinat țintit, în special asupra unei tinere femei, ar fi pe deasupra contraproductiv pentru imaginea președintelui Zelenski, care mizează pe capitalul său de simpatie pentru a obține ajutor militar. Dincolo de faptul că Natalia Vovk, ucrainianca a căreia FSB îi atribuie asasinarea Darii Dughina, provine din Mariupol, apoi a reușit să treacă cu bine de centrele de filtrare rusești, făcând parte din regimentul Azov, e bine, acest asasinat a avut loc nu departe de reședința lui Putin din Novo-Ogariovo, după cum remarcă un apropiat al opozantului Alexei Navalny. Concluzia sa e că FSB s-a pus singur într-o lumină proastă, demonstrându-și incapacitatea, de vreme ce serviciile secrete ucrainiene pot comite un atentat la numai câțiva kilometri de reședința țarului rus.